Nu no, hai să vă citesc cu vizita oficială al lui Iohannis, că am găsit și știrea asta. Mă munciți aici ca pe hoții de cai. Uh, Claus Iohannis l-a primit joi la Sibiu pe Frank Walter Steiner ăsta, da. aflat într-o vizită oficială de câteva zile în România. Cei doi au fost primiți la primăria de Sibiu, da. din Sibiu, de către primarul Astrid Fodor, nu știam că e asta primar, membra FDCR, formațiune politică a comunității germane, din care a făcut parte și președinte Claus Ioanis, înainte de primul mandat. Like Atenție, aia cu procesul, care a moștenit inclusiv Bruchental <laughs> da. și multe alte chestii de miliarde. Da, nu ne luăm acum, okay. e alt subiect. Zine. Ulterior, cei doi șefi de stat au avut o întâlnire cu reprezentanții comunității germane. Foarte da. frumos. La sediul central al FDGR, aflat în centrul municipiului Sibiu. La ieșirea din sediul FDGR, cei doi șefi de stat. Dacă mă mai enervați o singură no, dată, no, mare, zi, treci. pe bune, pop, serios, Zici, ce am făcut? și eu limitele mele. Ce au făcut? Glumeam. La sediul din sediul ce programul Gere, până la capăt. cei doi șefi de stat au fost așteptați de nu, știu zi. Carmen Iohannis da? alături de câțiva dintre elevii din clasa sa. Deci nu e azi. Păi e joi, astăzi e Păi nu spune că la primitieri? Ieri au fost în școală citește de... da. programul. Deci, Ulterior, în Ulterior, cei de... doi șefi de stat au avut o întâlnire cu reprezentanții comunității germane. Da. La ieșirea din sediu FDGR, cei doi șefi de stat au fost așteptați de Carmen Iohannis alături de câțiva da. dintre și elevii din clasa sa. Și ce spune comunicat? Carmen Iohannis este dirigintă la o clasa nouă la colegiul Gheorghe Lazar, aflat în imediată apropierea sediului FDGR. Păi ce ți a zis, mă? Păi ce mi a zis, Băi, Am zis, mai înainte, locul. Lângă sediul școlii. Păi... păi este între FDGR și școală, Mare, ce vreți? Că nu întâmplă Nu ce pus întrebare. Întrebată dacă susține greva profesorul, Carmen mi a afirmat că nu face politică. Păi ce politică să facă? Greva profesorului nu Acum este un eveniment politic. Da, am înțeles. Și este acolo alături de elevii ei pentru a pentru, ce, pe, pentru a întâmpina pe cei doi președinți. De ce? Cei doi șefi de stat, da. aici începe să aveți dreptate și asta mă enervează. Alo! Au făcut fotografii cu elevii și Carmen Iohannis. Da. E de pro... Adică chestia de asta pusă la cale. Bă... Domn președinte, trecem pe aici și e nevastă mea. Cu elevii și trecem să facem niște poze cu ei. Păi și eu ce vorbeam mai înainte, mă mare. Că e singurul lucru de care n-am zis până acum. Da, până acum, da, în rest că, zis eu. Că ăla care se dă democrat a participat la o cacelma. Da, fără am... să se tresare. Și am fost, am zis că da, ok. Păi nu, dar asta e esența acestui moment. Nu ia, ia, n nu mă interesează. În timp ce se pregătea pentru fotografia oficială, președintele a declarat, vedeți, Până și greva are avantajele ei. Nu am înțeles legătură. De ce? Că ea vine nevastă. să-mi din gură? Nu, nu, nu. A, că numai așa putea să vină nevasta. A -a. Se lipsească de la ore. Păi ea nu. Ea n-a lipsit la ore. Acum a venit doar să fac o poză. Ea s-a dus repede la ore înapoi. Păi nu că n-au făcut. Nu, nu. Ce-am spus? E sența, ce am făcut de aici La cu ora cu transmiterea... Eu v-am spus că din punct de vedere, în momentul în care ești într-o vizită, Poți să fii reprezentantul... Mi se pare că Germania acum e cea mai mare democrație din Europa? Nu e adevărat, mare Stuc. Nu e adevărat. Deci, eu zic la dumneavoastră că nu e adevărat. Te contrazic până la Cu ce emisiune? anume, mă, vânda. În momentul nicăieri, în lume... Bun. Eu n-am spus că nu e adevărat. Sau că e adevărat ceea ce spune. Ci eu am zis... Punctul meu de vedere. Poți să am și eu un punct de vedere? Da, dar eu te contrazic până la emisiune. Ok. Pentru că dacă dai mare hai să ne lămurim, da? Ești președintele. Doamne, ăla a venit ca prieten, el a adus. Nu există. Ăla este președintele Germaniei. de pe mine. Și că omor... Care ne dă lecții de democrație și asistă la o piesă de teatru și n-ai voie să faci asta. La ora transmite aceste știri, cei doi șefi de stat sunt în vizită la Colegiul Național Samuel von. Bruchenthal, liceu cu predare în limba germană. Ulterior vor face o vizită la Biserica Evanghelică Fortificată din Comuna, Cristiană. Am văzut-o pe asta. Aflată la aproximativ 10 km în municipiul Sibiu. Am văzut și Bruchenthal. Dar pot să pun și o întrebare? Da, vă rog. De... Dar de câte ori a fost să nu mai președintele tuturor românilor la Putna? La Putna, păi a fost a, a, aia și... N-a fost mai și a, după a, a, aia a fost... Dar în Basarabia de câte ori a fost în Republica Mariusu Moldova? Că revin încă o dată că nu vreau să te las. <laughs> nu mă interesează pe ființa fizică a lui Doamna. Așa. Pe mine mă interesează că atunci când te duci într-o vizită oficială, da. reprezinți un regim, da? Poți să fie. Nu aveți ceva cu mine? Nu, de, pentru că tu nu reușești. Faptul să... că am fost 22 de ani e, șeful unei ziare mai mult decât dumneavoastră, asta vă, asta vă nu, mă, macină. Mă, eu spun că esența este aceasta. Da, domnule, aveți perfectă că dreptate în principiu. Nu. Dar eu văd lucrurile altfel. În Noi, Europa, toți sunt așa, pe cumetrie, că toți sunt The de acord cu Ursula. în afară de urmă, poți, -po Meloni, prietena dumneavoastră pe care o înjurau ăștia, e toată ziua în poze cu Nu mă lăsat să spun o propoziție? -a. L-a sunat Werner pe ăsta, pe Steiner ăsta, să o cheamă. Nea, Steiner, vino la mine, la Sibiu, vedem. Da, el nu chestie de El nu este cum este președintele Germaniei, la care toți babuine din România se uită că l au Eu am crezut, nu se uită nimeni, doar doare. Eu am crezut că nu o să mai chem multă vreme pe Arafat să mai iați mordul, dar sunt pe Bine, continuați-vă ideea. S-a spus în foie puțin este, este cea mai semnificativă chestie de ce la noi se fac creștea orice. Pentru că ăștia sunt mă învață pe mine democrații și apoi participă la o chestie ce au și Corect. am terminat. Corect. Dar nu, nu, spune mie că el nu știa că dacă Verișorul -ești... de la oraș a venit la verișorul Poți de la țară. Mai... Poate să fie. Sas. Și am zis că hai facem, vizită și fiată nevastă mea acum, a... că el a, el a încercat prin gluma aia foarte reușită, eu am râs, deci m-am tăvălit pe jos să spună, vedeți că și greva are avantajul ei, Că a putut să vină Carmen Iohannis, profesora cu elevii, să facă o poză cu ei. Haideți, domnule, pe bune. Adică e mai rău decât pe vremea lui Ceaușescu, aranjamentul floral. De acord? Da. Dacă era pe vremea lui Ceaușescu, ăsta nu se ducea unde spunea Ceaușescu. Nu mă interesează. Mă interesează că purtătorul de cuvânt al democrațiilor occidentale a participat la un scenariu în România, punct, am terminat, fără să facă gălăgie. Că îi spui, bă... Corect. Dacă scriați în presa germană asta, vă prelua toată lumea. Nu aici, în România, nimeni. nu vă prea nimeni. Nu scrie nimeni nici în presa germană. Că nu, interes... nu se știe. Nu-i interesează pe ei provincia asta uitată. Hai. E adevărat. Bun. Bine, acum hai. despre grevă. Da. Că această grevă ne-a anunțat tot, Iohannis. am o mie de știri aici, a zice așa. Bine, ăștia tot cu rotativa, nu cu rotația, că e greu cu limba română. Bine, și noi am spus rotativa vreo lună. Cred ziceau tot de-a unul, anunță amânarea rotativei guvernamentale, nu se va face în timpul grevei din educație. Nu e important dacă se face peste o săptămână sau două, ci să avem o procedură clară și stabilitate. În propoziția, în fraza asta, pe cuvântul meu, dacă eu înțeleg ceva. Nu, eu înțeleg. Așa. Că Claus Iohannis este un monarh absolut. Pentru că, de fapt, ideea că are loc sau nu are loc trebuie formulată de Nicolae Iciuc. De... Sau Ciolacu. Și Ciolacu pentru că ei sunt cei care fac ca o De ce lui? a venit să spună el? Că e monarh absolut? Pentru că, eu... că e. Ăla, sau cum îl pentru că el este, Padesea, el vorbește. Și Pandice Pan la Padesea. Pandice Pan, el așa. vorbește. Și în numele lui Ciolacu? Păi, și ăștia doi. Bine îmi înspui ăștia doi. Păi ce doi nu și aparțin mai mare că nici Ciolacu. Dezvoltați. Nu, nu și aparțin. Ciolacu, încă o dată, pentru mine a fost, cum să zic, adică chiar am crezut sâmbătă, când a dat la că era chiar o chestie mișto, da, Pai zic. Da? Ciolacu, adică. Da. După asta a dat-o pe Facebook, zic, bă, vine, explică poporul român. Chiar, chiar mișto era, vezi, trebuie să recunoști. Nu te... ba, da, Bă, făcută... Da, și nu... Și ca făcut, la carte. Nu, și făcută nu ca abilitate politică și democratică. Adică este aberant da. să negociezi... Noi împărțim tari... posturi, postul, nu știu ce, da. în timp ce profesorii sunt în grevă general. Și în timpul ăsta el făcea negocieri. De am terminat. Dar cum, ce înseamnă că nu, nu, nu și aparțin cei doi? E cineva ordine? Bă, de... Cine a dat ordine Nu știu, am, Marius, nu știu. Dom'le, la Ciucă înțeleg că el e fost general, dar Luciulacu, cine a dat ordine nu știu, vrea și el săracul să Cine? De sus. Da. Uite, te Marius, stai să ne lămurim. Marius, da. mâine, așa. hai să o luăm așa, da? până la discu până la... Deci, până... avem un președinte de Republică, da? da. în prevederile constituționale nu intră să... decât să se pronunțe. Adică el putea să spună ieri sau azi întreba, domnule, după părerea mea, n-ar fi bine, după părerea Corect. mea, dar hotărăsc cei trei, că trei, nu patru, da. că e și el, da, potrivit acolo. Bun. El a zis, ieri, că se face, unul numit, nu mă interesează Nicolae Ciucă, Nicolae Ciucă este un al lui, cum să spun, este ordonanța lui. Dar am eu, că eu, eu, eu nu am nicio pretenție de la PNL, de la Iohane, de la nevastă sa și de la Ciucă. Am pretenție de la PSD, care este partid de opoziție, care se dă suveranist și se dă brav, da? Și care are în sondaje mai mult Acest pe... partid, hai să nu enumerăm, acest partid este principalul vinovat pentru ce se întâmplă. Pentru că restul e treaba lor. PNL, ei, ei sunt. buni. Unu, au votat legile educației fără să clipească. Cine le-a pus să voteze? Care sunt o prostie, da? Doi, au uh, înghițit povestea cu băstroie fără să S-a anunțat acum, deci pe la trabucel... Hai, vorbim, e numai următorul stuc, subiect. Că unde sunt ei, nu mă interesează... Eu încă o dată, esența acestei discuții, dacă vreți să facem seară de seară, este aceasta. Da. Nu mă interesează ei. Ăia. Mă interesează că pentru o mare parte a populației care creditează PSD, Partidul Social-Democrat îi apără de prostiile făcute de cuplu cel mai detestat după cel Ceaușescu, anume... Corect. Bun. Unde sunt